Vă salut prieteni, sperăm să fie măcar un punct, da, meci în gruia contra CFR-ului, o echipă bună, o echipă pregătită bine fizic, periculoasă la fazele fixe, cu o posesie bună, talie bună, o echipă care nu mai are siguranța de anul trecut sau acum 2 ani, dar care poate pune, pune probleme. Mulțumesc membrilor, abonaților, celor care scrieți, celor care uh, aveți argumente, e mare bucurie, mai ales când vă susținători ai celor de la Steaua, de la Dinamo, Craiova, Petrolul, uh, că scriu lucruri frumoase, cu atâta e bucuria mai mare pentru că la rapidiști în general așa mă aștept să scrie de bine, nu toți adevărat, dar când scriu susținătorii altor echipe, bucuria cu atât mai mare, vă mulțumesc mult de tot, chiar contează și chiar după o perioadă așa care n-am mai pus chiar zi de zi, văzând mesajele și astea chiar treaba merge bine și am parcat și al, al chef. Vă mulțumesc mult de tot. Un meci. Am văzut și meciurile care s-au jucat ieri. Nivelul este. Nu o să spunem nici că e foarte bun, nici foarte slab, nici este echilibrat. Valorile sunt echilibrate și în puține cazuri. Valoarea individuală a jucătorilor, o execuție, o lovitură liberă, ați văzut și copilul ăla de la Botoșani, bravo lui, felicitări, uh, greșeli personale, ați văzut Buzău, uh, poate capacitatea unor jucători de a scoate om din joc cu ușurință face să... Să deblocheze tabela sau să mai scoată cu un penalti. Uh, și execuții execuții personale, așa nu prea am văzut și asta cred că ar trebui să fie îngrijorător sau nu e de bine, nu prea am văzut goluri venite pe, pe trasee de joc, pe lucruri lucrate la antrenament de ce spun pentru că nu am văzut la o echipă să se repete bă, să marcheze 20 de goluri și să vezi două, două cam pe aceeași, pe aceeași gândire, pe același traseu. Acum nu o să vei că să pregătește și adversarul să. Dar bă, n-am văzut să, nu știu, să plece cu construcția de la portar, să joace mic în care o acolo, o la la margine, să o aducă înapoi, să o ducă în partea cealaltă, să vină un mijlocaș central la primire, da, să primească mingea, să se întoarcă, să, nu știu, să joace pe atacant, atacantul să redubleze, joacă la dreapta, în banda dreaptă, centrare, vin atacanți, încrucișează sau atacantul și mijlocașul pe partea cealaltă, pe lung, centrare, gol. Nu prea am văzut. Da, aia spun că, da, și-a mai zis și ieri și alalte, unii v-ați urzicat, așa. Uh, nu e diferență mare între noi și restul. Restul, chiar dacă vorbim, nu dă Am vorbit la echipa națională de Germania, Spania, Franța, am văzut și Ungaria. E diferență chiar dacă FCSB-ul nu se face de râs și de rușine în Europa, ba din contră, încă cred că e Mare diferență dacă vreți și între Pauk Salonic pe care FCSB-ul o învinge și FCSB și fotbalul românesc în general. Dar e bine că la echipa națională scoatem capul chiar dacă avem adversari modești. FCSB-ul face treabă bună în Europa iar campionatul nostru este disputat. Am văzut Botoșaniu care câștigă contra campioanei farul care să chinuie cu oțelul și un ghinion când ei gol golul minutul 95 e ghinion. Bine, e și puțină dezorganizare și nu știu, prostie, cred că e prea mult spus, dar, bă, în momentul când nu poți să dai cu că e gol din, după un aut și ajungem de prin care eu nu pot să o respin și aia, mai e și Vorba aia, mai în pielea domnului Hagi să nu fie, am văzut și imagine de după imediat după finalul meciului când stătea la galeria acolo. Foame, Dumnezeu! Nu în pielea domnului Hagi să nu fie, dar o va scoate la capăt pentru că a scos o dată teori ori. O mai scoate o dată. În rest, ce să vedem, ce se mai întâmplă. Meci greu. Am văzut și că DAIA spunea că nici CFR-ul nu mai aici a fost, pentru că în anii trecuți n-au la CFR președintele să-i răspundă antrenorului prin intermediul presei. Bine, pă da, am petrescut ia gura pe dinainte și nu știu, gândindu-se la zăpadă, la uh, frig, la aia ce domne, poate o să dea drumul la instalație. De ce asta și intervenția? instalația aia de încălzește gazonul. De ce intervenția asta publică? o fi domnul Bala și un scutate alifile, da? Nici noi nu suntem tântălăi. Ești obligat aia să o pornești cu 72 de ore înainte de meci. Că dacă o pornești sâmbătă dimineață, până sâmbătă seară face fix fix Nu face nimic, mai ales dacă e foarte frig afară. Aia trebuie pornită și singurul care respectă, și singurul, vă dau scris, singurul care respectă asta cu instalația de degivrare e domnul Hagi, care plătește în trei luni de iarnă peste 50.000 de euro ca să țină aia pornită, dar o ține non-stop, că la domnul Hagi e non-stop. Restul sunt șmecheri ba poate și datorită lipsei banilor. Nu știu pe la Craiova, acolo dar nu e stadionul lor. Aparține de primărie, Arena Națională. Nu e responsabilă nicio echipă de club, arcul de triumf la fel, Giuleștiul e al clubului sportiv al ministerului și nu știu. Acolo chiar nu știu, dar o să mă interesez cât stă pornită, cum stă pornită și cine plătește. Mă voi interesa, chiar sunt curios de treaba asta. În rest, echipele care au nevoie de un gazon bun și ar trebui să respecte lucrul ăsta, nu o fac, pentru că e foarte scump. Alea sunt niște cabluri care traversează terenul, care se încălzesc și consumă de sar din ghete. Peste 10-12.000. Costă vreo, nu știu, uh, costă peste 12-15.000 de euro pe lună. Deci costă mult rău. Pentru cine nu vrea să cheltuie. Domnul Hagi, care e și proprietarul stadionului, dacă să strice gazonul, dacă să aia lasă alea pornite non-stop. Mai mult decât atât, alea pornesc automat în momentul când temperatura e cu 0, sub 0 sau când uh, încă nu e foarte, foarte frig cu minus nu știu câte, dar începe să fulguiască sau să ningă deja la nisoare minus 1, 2, acolo. Dar aia duduie la constanță. E, așa ar trebui să fie și la Cluj, probabil, la CFR, că la U-Cluj, iar nu știu cum e cu stadionul ăla. E, și spune că trebuie să fie pornită la regulament, eu așa știu, cu 72 de ore înainte. Ce se întâmplă? Dan Petrescu i-a pe dinainte, ieri, cu 24 de ore înainte, mai mult de 24 de ore, conferința a fost pe la prânz, cred, și spune, domne, o să vorbesc, să dea drumul ca ninscă, e... Aici e și vina. Bine, nici nu poți să verifici. Normal, observatorul de joc, când ajunge la stadion cu două ore și ceva înainte și face ședința tehnică, întreabă, instalația de e pornită? Da, și poate să verifice. Dar ce înseamnă că verifici? Că ea poate să dea drumul la instalația cu 10 minute înainte, că nu bași degetul în pământ și e pământul fierbinte. Nu. Ai un panou de comandă, ai... E, îl duc pe, pe -la acolo și uite, domne, e pornită. Dar după ce pleacă ăla, ăia o pot opri. Ce, păi ninge, domne, prea puternic, nu, nu face față, e frig, rău. În schimb, dacă e pornită cu trei zile înainte, face față, poate să ningă, bine, să nu ningă ca în Laponia. Atunci, dacă nu un sfert de oră să pune stratul de 10 cm, ce să mai facă și instalația? Acum, în condiții normale, instalația își face treaba. Mai ales că e de durată, nu ninge două zile în continuu. Aia e de durată. Dacă îi dai drumul cu trei zile înainte solo la să încălzește, că de-aia nu merge, dacă îi dai drumul, o bagi în priză și pleacă aia la 80 de grade ca sauna, ți-a nenorocit gazonul. Aia trebuie, este sunt niște senzori de umiditate, de și acum ești pentru aspersoare să pornească, să dea cu apă, să așa mai departe, așa e și pentru partea asta la altă. Senzor de temperatură și așa mai departe. Aia nu pornește și aia dă căldură constant, dar la o temperatură încât să nu afecteze rădăcina, sămânța, firul de iarbă, pământul și așa mai departe. Ora verifică, e dată drumul, e dată o drumul, șefule. Mamă, ce îi dau drumul 10 minute, aia nu face nimic. Dacă îi dai drumul înainte de meci, nici după ce se termină meciul, la o oră, două, nu prea face mare lucru. Că sunt niște straturi care trebuie să încălzite până ajunge la suprafața gazonului să mai aibă putere să și topească zăpada fără să afecteze rădăcina, firul de iarbă și așa mai departe. Cam asta e șmecheria ca să înțelegeți și cu asta, de și iese Cristi Balaj. Probabil era cu Dan Petrescu când a dat declarația să nu se supere Dan Petrescu. Uh, și spune, domne, mai bine întreabă Dan Petrescu decât să vorbească aiure așa. Mai bine să informează că e dată drumul. Ei ca să se scoată că a spus adevărul și eu sunt convins că e cum a zis Dan Petrescu. Că instalația aia n-a mers și când au văzut că ninge, i-o fi dat drumul. Sunt 100% convins. Cum a fost cu accidentarea Așa zisă accidentarea lui Luis Munteanu. Știți că am discutat la momentul respectiv: când hai să fie accidentat, că oricum e supărat. Cam așa s-a întâmplat. Dar, da, este și luarea asta de poziție și de atitudine. Până la urmă, omul își apără echipa, clubul și așa mai departe. Șmecheria asta încă mai merge la Românica. Cum s-a întâmplat? și cu Musi, cum se întâmplă și cu portarul de la petrolul care e transferat în timpul campionatului, când nu e perioada de transfer, să plătești și banii, mă refer la cei de la FCSB, cum se întâmplă la noi, că la noi încă mai merge și dacă putem să facem, de ce să nu facem, ce să suntem proști, lasă bă că el alți nu zic nimic. Cam așa se întâmplă, eu nu cred că e normal, că mi-am adus aminte și cu asta cu portarul, nu, că e, nu cred că e normal o echipă care este între primele șase, care e în luptă directă cu FCSB-ul pentru un loc între primele șase, să încaseze deja banii pentru transferul unui jucător care se duce la FCSB în iarnă, când va fi zăpada mare. Nu mi se pare normal cum nu mi s-ar fi părut normal nici dacă că tot circulă o grămadă de zvonuri, rapidul s-ar fi înțeles deja cu sepsi și cu jucătorul Ciubotariu ca din iarnă să vină la rapid. Nici asta nu mi se părea normal. Așteaptă-mă să intre în ultimele șase luni de contract, Discus cu jucătorul, informez clubul, domne a intrat în ultimele șase luni, da, cu toate clubul nu mai poate să facă nimic, dar îl informeze, așa e fair play, așa e și o să vă povestesc despre niște cursuri și despre niște lucruri care se întâmplă în fotbalul civilizat. La 1 ianuarie informez clubul datorită faptului că jucătorul a intrat în ultimele șase luni de contract, vă aducem la cunoștință că vom intra în negocieri directe cu el privind un transfer la echipa noastră. Vă mulțumim! Și dacă tu ajungi la o înțelegere cu jucătorul, pe urmă te duci și discuți cu cei de la sepsi, le spui, bă, oricum o sta semna jucătorul, din vară vine la noi, haideți să ne așezăm la masa negocierilor, dacă vreți să-i dați drumul de acum și să luați niște bani. Dacă nu vreți să-i dați drumul, noi vă anunțăm că am semnat cu el și să fiți sănătoși și cu asta basta. Și s-a terminat discuția. Adică așa mi se pare fair play, respect față de celelalte echipe care joacă în Superliga față de toată lumea. Cum am și spus la un moment dat că nu, nu mi se pare ok ce au început unii. Că am să plece accidentat din campionatul cantonamentul echipei naționale, accidentat, și după trei zile să joace titular și 90 de minute la echipa de club. Dar și acolo, că am și spus-o, Mihai Stoica știu să pregătească terenul și ne-a și spus pe, na, vorba zicalei, cine să scuză, se acuză. Domne, asta e o accidentare, că mi-a spus mie Narcis Răducan, că dacă te trezești, poți să te trezești dimineața să nu mai ai nimic. E clar că exact, bă, dar ce Narcis Răducan ăsta a fost vizionar bă, dar ce, ce cum a simțit-o el și așa a pățit și el când avea 17 ani și 11 zile. Exact la fel, durea de nu mai putea, nu, bă, nici să conducă nu putea și s-a trezit dimineața și era nou născut. În tinere 15 ani. Nimic nu mai simțea și după două zile a și jucat și n-a simțit nimic. Nu, dar, mă rog, e fotbal, sunt interese, fiecare club își vede interesul, își apără interesul și până la urmă e normal că e pe bani. E pe bani mulți, e pe puncte, fiecare loc în clasament e aproape 100 de mii. e vorba de regula cu under și atunci, bă, asta e. Cine știe, cine poate, cine și asumă, le face. Cine nu, să uită și aia e. Și să fim sănătoși. Revenind! ca să și revenim la revenire. Va fi un meci greu. Din punctul meu de vedere, CFR-ul este o echipă mai de luptă, mult mai de luptă decât Rapidul. Dacă terenul va fi impracticabil, nu poate să fie că n-a fost nici la Reșița prin divizia B, n-a fost nici la... Na, nu, N-a fost nici la meciurile astea care le am mai văzut din Superliga până acum. A, că a fost zăpadă, că a fost uh, zăpadă. A fost mai moale, restanța aia cu Botoșan la fel, mai moale, Mai aia, dar s-a putut pasa, s-a putut alerga, nu a fost noroiul. Dar pe un teren mai în condiții de iarnă, mai noroios, din punctul meu de vedere cfr este echipa mai puternică. Mai puternică fizic, cu jucători mai buni în duelurile aeriene și poate fi un avantaj. Poate fi un avantaj. De partea cealaltă, pe un teren mai bun, rapid are niște jucători cu calitate individuală tehnică foarte bună. Mă refer aici chiar că putem să dăm așa și câteva exemple, nu? Un bupenza care și jucător de forță al prelorile alea care le face, ține de minge, așa. un petrila care iar o ghidonează bine. Mai e un unjie care să descurcă și el cu toate că poate să o facă mult mai bine. Fundașii Rapidului cred că sunt mai buni pe construcția jocului decât cei ai CFR-ului. La mijlocul terenului va fi echilibrat. În Christensen, la Rapid, să vedem cine va fi lângă el. În partea cealaltă, la fel, jucători buni un deac cu experiență, o calitate bună, pregătit fizic. Să vedem cine mai joacă. Tzazikis, să băiatul ăla mai din Africa. Nu ăla, nu că am văzut că zice am Petrescu și e secretos, așa patru jucători nu s-au antrenat. Eu știu că Luis Munteanu e bine. Am mai întrebat și eu pe la Cluj pe acolo și am zis, vezi, zis, bă, de treabă că n-a vrut să-i bage. Au jucat un meci amical dimineața, pe la 10 au început. Și, într-adevăr, era frig, era vânt, era... Și ea cam protejat, nu că, vezi, doamne, erau ei împachetați. Au jucat sâmbătă, cred că, sau nu juc... știu când, ce să joacă. Da, cred că sâmbătă, cât a fost campionatul întrerupt, dar au avut și ei jucători. Au mai avut și ei jucători pe la, pe la echipele naționale, plus și uh, cum să zice, ce a vrut să protejeze sau să, nu știu, să-i protejeze eventual accidentare sau ceva, accidentări. Da, am Petrescu, deci din aia care au jucat la meciul amical, nu vor fi foarte mulți la meciul oficial. Dar eu cred că uh, un rezultat de egalitate pentru rapid nu ar fi rău. 3 puncte ar fi foarte bine, te-ar ține sus acolo între primele șapte echipe ale campionatului. Vine un meci după aceea cu o rivală tradițională, primus derby, petrolul ploiești la București, iar după aceea tot la București, pe Giulești, afumați în cupă. Deci, sunt perspective ca echipa să continue parcursul bun, Rapido are șanse mari să câștige la Cluj dacă nu va primi gol. Sunt convins că dacă echipa nu primește gol, se va ivi ocazia să marcheze un gol. În cazul în care primește gol, va fi bun și un punct. Hai să vedem, ne auzim și după meci. Să fiți sănătoși, vă mulțumesc mult pentru susține, mii de mulțumiri pentru mesaje. Chiar contează și chiar le citesc și chiar mă motivează, așa? Nea pensionarule, te pup, îți mulțumesc frumos pentru mesaje, pentru că mă urmărești. Sper că ai reușit să intri și pe fanatic să te uiți la suflet de rapidist. Și ce să vă zic, să fie un meci frumos, echipa mai bună să câștige și nu uitați, fiți bune azi, fiți buni mâine, că ne văd din ce în ce mai mulți. V-am pupat, toate cele bune!